Participanții în flăcărați la întrecerea în cinstea celui de-al 21-lea congres al Partidului Comunist, constructorii gigantului electric de pe Volga au realizat o minunată victorie în muncă. Un an înainte de termen a fost dată în funcțiune prima turbină, care are o putere de 115.000 kW. Este pornit agregatul cu sarcina completă de lucru. Gigantica turbină a fost pusă în funcțiune în cinstea Marelui Congres.